În mod normal, Betleemul este cel mai aglomerat oraș de Crăciun, dar anul acesta războiul a speriat turiștii și pelerinii, lăsând hotelurile, restaurantele și magazinele de suveniruri pustii. Condițiile în care titlurile de pe prima pagina a ziarelor mondiale au fost dominate începând cu 7 octombrie de știrile despre atacurile Hamas din sudul Israelului, urmate de atacul militar al Israelului asupra Gazei și de o creștere a violențelor în Cisjordania, proprietarii de afaceri din Betleem au spus că nu mai vine nimeni. Nu avem oaspeți, nici măcar unul, a declarat proprietarul hotelului Alexander, a cărui familie trăiește și lucrează în Betleem de 4 generații. Acesta este cel mai rău Crăciun din toate timpurile. Betleemul este închis de Crăciun. Niciun pom de Crăciun, nici o bucurie, nici un spirit de Crăciun, a spus acesta. Situat la sud de Ierusalim, Betleemul depinde în mare măsură pentru veniturile și locurile de muncă, de vizitatorii din întreaga lume care vin să vadă Biserica Nașterii, despre care creștinii cred că se află pe locul unde s-a născut Isus. De la războiul din 1967 dintre Israel și țările arabe vecine, Israelul a ocupat Cisjordania, pe care palestinienii o doresc ca nucleu al unui viitor stat independent. Israelul a construit așezări evreiești, considerate ilegale de majoritatea țărilor pe întreg teritoriul. De la 7 octombrie, Cisjordania a înregistrat o creștere a numărului de atacuri ale coloniștilor evrei asupra palestinienilor, care, înainte de atacul Hamas, se aflau deja la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani în acest an. Piața Manager din Betleem, un mare spațiu pavat în fața Bisericii Nașterii Domnului, care servește de obicei drept punct central pentru sărbătorile de Crăciun, era liniștită și aproape goală, la fel ca și străzile din apropiere, unde majoritatea magazinelor de suveniruri erau închise, relatează știrile protv.ro.